Bine ați venit la un nou episod Carieră 360, podcastul HIPPO, unde răspundem la toate întrebările tale de carieră. Astăzi vom vorbi despre diversitate la GE Digital și vom avea trei doamne invitate. Adina Mihnea, HR Manager, Fanny Pădurețu, Education Services Analyst și Crina Rusu, Business Financial Controller. Bine ați venit! Observ că fiecare dintre voi are un număr de ani de când v-ați alăturat echipei. De ce ați ales GE? Ce vă motivează în jobul vostru? Ce e diferit la voi față de alte companii? De data asta, eu sunt în GE de 3 ani. Ocup rolul de HR Manager. Și mi-aduc aminte și acum, în prima zi, când am început în GE și am aflat pentru prima oară despre comunitatea Women Network, despre care nu mai auzisem până acum. Și mi s-a părut foarte fain cum e încurajată comunitatea și acțiunile pe care colegii mei le făceau și continuă să le facă. Continu eu? Da. mie mi-a plăcut de GE, ca să zic așa, încă din momentul interviurilor. Mi-a plăcut cum s-au derulat aceste interviuri. Mi-a plăcut că au fost practic niște discuții constructive. Chiar nu le-am simțit ca pe niște interviuri, cu niște oameni naturali. Și toate astea m-au făcut să mă îndrept către GE. Și de ce nu? Mie mi-a plăcut și sediu. Poate sună într-un fel, dar chiar a fost așa, un fel de chimie atât cu oamenii cât și cu locul. Iar apoi, într-adevăr, am descoperit că oamenii sunt foarte deschiși, că na, toți care urmau să-mi fie sau erau deja colegi, erau foarte orientați către dezvoltare personală și profesională, foarte curioși, cu mult entuziasm. Și lucrul ăsta mi-a plăcut și îmi place, că practic anul ăsta se fac 5 ani de că sunt în GE. Și ce mi-a mai plăcut și îmi place la fel de mult este că aici nu îmi desfășor activitatea la nivel de job și la nivel de ce am de făcut. Că pot să mă implic în multe proiecte, tocmai pentru că oamenii sunt foarte curioși și foarte plini de energie și dornici să facă foarte multe lucruri. Aici am găsit un mediu în care pot să mă implic în proiecte care țin atât de dezvoltare personală, cât și profesională și de ce nu și de partea de responsabilitate socială. Și tocmai de aceea se împlinesc aproape 5 ani de când sunt în GE. Predau de gătura? Crina? Da, așa cum și Fanny a spus, multitudinea de proiecte în care putem să ne implicăm. Deși eu activez în zona de finance, sunt peste 6 ani în GE, am primit deschidere să fac o mulțime de alte proiecte care nu țin de zona de finance. Bineînțeles că pe partea de finance am lucrat pe dezvoltare de procese de finance, dar multitudinea de proiecte din celelalte arii, cum ar fi Women Network, organizația, sau în momentul în care ne-am mutat aici, am primit undă verde să amenajez spațiu cu flori, pentru că îmi plac foarte mult florile și atunci mi s-a permis. Ce s-a mai întâmplat? O serie de traininguri am organizat pe partea de soft skills, Magic Camp a fost activitățile caritabile pe care le-am făcut de Crăciun, la fel, au fost alte proiecte care nu țineau de zona mea de financiar și pentru care am primit undă verde să le organizez. Asta e foarte fain, că noi, deși suntem un centru de software, suntem cel mai mare centru de software din GE Digital Grid și majoritatea colegilor noștri sunt în domenii tehnice, dezvoltare, testare, integrare de software, există apetitul ăsta pentru a face și lucruri dincolo de everyday job și de a colabora împreună, de a participa la diverse inițiative și ceva care tuturor ne place foarte mult aici. Crina, știu că tu ai chiar un rol de lider local al comunității Women Network. Poți să ne spui mai multe despre această comunitate și cum funcționează, ce faceți? Sigur că da. Comunitatea este de peste 25 de ani la nivel global, în GE. În România este cam din 2018 prezentă și sub umbrela ei am organizat foarte multe evenimente, o să le enumăr.
evenimente care nu sunt, deși ea se numește Women Network și încurajează foarte mult femeile, dar evenimentele sunt pentru toată lumea, pentru toți colegii noștri, tocmai pentru a crea spiritul ăsta de, nu știu, de comunitate, de a ne angaja cu toții în astfel de evenimente. Și evenimentele, avem evenimentele de 1 iunie, în care ne aducem copiii la birou, avem traininguri, workshopuri, evenimente caritabile și nu doar de Crăciun. Ce evenimente mai avem sub egida Women Network? De curând am organizat un eveniment prin care colegii noștri au fost să planteze copaci, de exemplu. Toamna trecută am fost cu toții și am ecologizat o anumită zonă din Parcul Văcărești. Parcul Văcărești, da? Deci există această implicare în acțiuni pentru comunitate. Ce v-a plăcut din proiectele pe care le organizați voi? Care, nu știu, dacă aveți fiecare un proiect preferat în care ați fost implicate? Hai să povestesc eu. Am două proiecte în care chiar m-am implicat destul de mult. Primul a fost Book Club-ul. Practic așa am aflat eu de rețea. Și a fost foarte interesant pentru mine pentru că eram fix la început, când am menționat că am început în 2018, așa am ajuns și eu în GE în 2018 și pentru mine clubul de carte, pe lângă faptul că îmi place să citesc și de data asta puteam să citesc într-un mediu organizat, aveam și niște deadline-uri, în fine. Pentru mine a reprezentat foarte mult că practic a reprezentat un altfel de onboarding în cadrul companiei. Aveam să cunosc o serie de colegi cu care altfel n-aș fi interacționat și aveam să mă simt mult mai repede parte din GE, tocmai pentru că știam foarte mulți colegi, tocmai pentru că împărtășeam foarte multe idei, opinii și experiențe legate de cărțile pe care le citeam. Și de ce nu, pe lângă Book Club, mai există un proiect foarte, foarte drag sufletului meu, se numește Better You, la fel foarte orientat către dezvoltare personală și profesională, în care am reușit să livrăm aici, la nivel local, să spunem așa, Ladies of Skills, un proiect care a început fix înainte de lockdown, poate mulți se gândeau că nu o să supraviețuiască, dar care a reușit să creeze o comunitate, a reușit, prin proiectul ăsta am reușit să transmitem o serie de cunoștințe, să schimbăm experiențe și opinii și de ce nu să creștem sentimentul de coeziune, pentru că am trecut prin perioade dificile, am trecut de la zi de zi la birou aproape, la a nu mai veni la birou și cu toate acestea proiectul a mers mai departe, workshop-urile s-au desfășurat, ne-am întors către birou pentru că a fost foarte important să ne revedem și pas cu pas am creat această comunitate și mai mult de atât, de ce mi-e foarte, foarte drag, pentru că a creat oportunități pentru colegii noștri care au vrut să, care au voit practic să fie co-facilitator sau co-trainer pe diferite teme pe care le-am ales în funcție de nevoile celor care au răspuns, de nevoile colegilor noștri. Și atunci și asta a fost foarte important, pentru că dacă poți să te dezvolți, cu siguranță te dezvolți foarte bine la tine acasă, cu colegii tăi. Și lucrurile au mers foarte bine și iată că ne aflăm deja în 2023 și mergem mai departe, creștem natural, creștem sănătos și e o plăcere să desfășurăm acest proiect în GE. Da. Și apropo de creștere, e cu atât mai important pentru noi să încurajăm și dezvoltarea personală, dar și conexiunile umane, pentru că suntem într-o fază în care centrul din București crește foarte mult. Numai acum, de exemplu, dacă ne uităm, sunt 50 de posturi deschise. Având în vedere că suntem astăzi 200, e o creștere mare. Și e important să ne păstrăm spiritul ăsta de echipă și conexiunea umană, efectiv. Povestește-ne un pic mai mult despre activitatea centrului din București, pentru că sunt convins că o parte dintre cei care ne urmăresc nu vă cunosc încă suficient de bine. O să spun eu câteva cuvinte. Centrul din București este un centru de excelență de livrare de software. Centrul este deschis, a fost deschis în 2011 și colegii noștri livrează proiecte în toată lumea. Cum zicea și Adina, în momentul de față suntem peste 200 și suntem în expansiune. Iar așa pe scurt, ariile de
arile în care ei livrează proiecte sunt foarte mult pe partea de engineering, pe partea de R&D. Avem mult echipe pe partea de suport, atât suport regional, cât și suport global în anumite, în anumite proiecte care susțin soluțiile noastre. Și avem foarte mult și pe partea de servicii, servicii engineering, cred că am spus, tot ce înseamnă implementare, optimizare de soft. Integrare, la echipe de integrare. Acoperim o paletă foarte, foarte largă și partea de testare, practic. Da, și partea de testare. Avem echipe foarte mari de testare. Așa este. Și suntem într-o industrie care e pe val, în industria energetică. Da. Asta mă și gândeam că e unul dintre cele mai hot domenii ale momentului acum. Și chiar din discuțiile pe care le mai avem din când în când cu candidații, din ce în ce mai mulți dintre ei caută un domeniu în care să simtă că aduc un impact pozitiv prin munca pe care o au ei. Și mi se pare că voi chiar aveți norocul să faceți asta la GE Digital. Și doar o mică completare la discuția noastră despre ce faceți. Dacă puteți să ne dați exemple de câteva roluri poate care sunt deschise acum pentru cei care s-ar putea întreba despre ce face GE Digital și cum ar putea ei să intre în companie. Sunt foarte multe roluri în zona de software, de testare software, integrare, suport. Căutăm colegi noi atât pe dezvoltare Java, cât și pe dezvoltare .NET. Build and release engineers și nu numai, sunt și și roluri care nu sunt neapărat în zona tehnică, sunt și roluri comerciale pentru care angajăm în această perioadă. Și asta este o dovadă a faptului că centrul din București e un centru care va crește sustenabil și în care business-ul global, GE Digital, are încredere. Ok. Super. Vă mulțumesc pentru imaginea asta de ansamblu pe care ne-ați dat-o, mie și celor care ne urmăresc. Aș reveni la discuția noastră despre proiecte și inițiative faine care se întâmplă în cadrul GE Digital și am povestit puțin despre Women Network. Sunt curios ce alte proiecte și inițiative se mai întâmplă la voi. Uite, să vă povestesc eu despre acțiunile caritabile care au început înainte ca Women Network să fie prezent în centrul din București. Și în 2017 am început cu o acțiune caritabilă de Crăciun către Magic Camp și cu ei am colaborat, cred că încă 2 ani. Apoi am fost mesagerii lui Moș Crăciun, cred că pentru cei de la Ajunge Mari, dacă nu mă înșel. Și pentru mesagerii lui Moș Crăciun am fost și pentru o școală din Fierbinți Târg și cred că tot pentru ei am făcut și o acțiune caritabilă în septembrie cu rechizite și donații de rechizite. Cel mai important de menționat este că foarte mulți colegi se implică în astfel de acțiuni. Sunt acțiuni voluntare, benevole, adică implică goodwill-ul fiecărui participant. Iar o altă acțiune foarte dragă nouă este cea de 1 iunie, Bring Your Kid to Work, unde avem ocazia să transformăm pentru o zi biroul nostru într-un adevărat loc de joacă pentru copiii noștri și unde ne putem cunoaște și în alte ipostaze de părinți. Practic un an, o zi aducem copilul la muncă și un an ne chinim să-l convingem că nu e așa. Exact. Că nu avem baloane, că nu avem vază de zahăr, că nu avem popcorn, că nu există animatori și magicieni și că na, ne desfășurăm activitatea altfel. E greu să-l convinc pe primul după ce a participat la câteva petreceri, încă este foarte, foarte complicat să-l convinc. În plus, a fost cel puțin ca insight așa pentru mine, a fost interesant să-mi văd colegii alergând după fiecare după unul sau doi copii, în funcție, trei, depinde de caz. Și să nu mai fim, nu știu, roluri, să nu mai avem task-uri, să avem o mare concentrare pe copiii noștri, să ne vedem și în altfel de postură.
Și a fost foarte, foarte fain. A fost și de ce nu s-au și creat relații după aceea, pentru că aveam de cine să întrebăm mai mult decât de proiectele noastre. Ne vedeam și ca și părinți și a fost fain și pentru ceilalți care nu sunt părinți. Și au dat seama dacă ce implică, pentru că paleta de vârstă a fost foarte, nu știu, de la copii de până într-un an până la copii mari. Da, 14-15 ani exact. Iar acest proiect chiar este drag sufletului nostru și chiar o să-l continuăm, pentru că este și pentru copii o petrecere, dar în egală măsură și pentru noi un alt fel de timp de calitate de a petrece cu ei. Da, așa. Da, celebrăm 1 iunie și pentru copilul din noi. Exact. Da. Tu ce ai alege, Adina, dintre proiecte? Eu aș vrea să revin un pic la Women Network, pentru că este un alt proiect care mie îmi place mult, dar care de data asta este desfășurat la nivel global. Se numește Working Out Loud, este și o carte care se numește Working Out Loud și care este practic un program de peer coaching în care sunt puși la oaltă mai mulți colegi din diverse zone. De cele mai multe ori nu se cunosc înainte și lucrează pe metodologia sau instrucțiunile din cartea Working Out Loud. Eu m-am implicat în asta, m-am înscris și am avut ocazia să cunosc colegi din Spania, din Italia, din Rusia, cu care nu lucrez, nu le cunoșteam, nu suntem în aceeași funcțiune sau în același departament. N-aș fi avut ocazia să le cunosc altfel. Și e foarte fain că după 2 ani de când s-a terminat programul, noi încă vorbim, încă din când în când ne auzim într-un call și schimbăm câteva idei. Și asta arată că diversitatea nu este doar ceva punctual acum, că e un cuvânt pe care îl auzim destul de des. Arată că e ceva care se întâmplă la nivel global și, cum zicea și Crina mai devreme, Women Network în OGE este de 25 de ani. De pe vremea când Jack Welch era CEO OGE. E ceva ce noi simțim în activitatea noastră, iar comunități globale sunt diverse. Sunt comunitatea afroamericană, Pride Alliance, sunt mult mai multe decât Women Network. Noi aici local ne-am înscris și ne regăsim în această comunitate. Și povesteam că unul dintre proiectele pe care îl mai faceți e Better You. Puteți să ne spuneți câteva lucruri despre el? Da. Better You tot sub cupola GE Women Network s-a înființat. Dar, cum spuneam, este pentru toată lumea, pentru toată lumea din GE. Practic, participanții nu sunt doar doamne și domnișoare, ci îi așteptăm și pe colegii noștri cu drag și chiar participă. Am vrut să acoperim o parte de soft skills și să o acoperim customizat, așa cum credem noi că este foarte eficient la nevoile noastre ca și echipă. Asta nu înseamnă că nu avem parte de o serie de cursuri externe, dar am avut posibilitatea să creăm aici aceste workshop-uri fix, foarte aplicate pe nevoile noastre și le-am construit într-un fel anume. Adică au fost fix workshop-uri, adică am avut parte de foarte multe proiecte aplicate în cadrul lor. Au fost urmate și de proiecte ca teme pentru acasă și apoi de follow-up. Ca și temele întotdeauna au fost alese de cei care au participat la surveiul nostru. Au fost foarte variate, de la comunicare până la negociere, de la negociere până la obiceiuri sănătoase. Ne-am întors apoi către workshop-uri de puțin mai legate de metodologie. Am lucrat foarte mult pe limbi, pentru că la nivel de organizație suntem foarte inclinați către această metodologie. Și am vorbit de time management. Practic, teme care au reușit ca urmare a interesului colegilor noștri, teme care zicem noi că au avut un mare succes, că tocmai de aceea continuăm. Inclusiv anul acesta o să debutăm cu un prim workshop, pentru că am avut alte workshop-uri în cadrul organizației și unde am avut chiar un răspuns, chiar am mers pe chestionare de satisfacție, adică am făcut lucrurile foarte structurat, așa, nu a fost doar pentru că suntem la noi în casă, facem cum credem noi, și rata de satisfacție a fost una foarte mare, ceea ce am văzut și ca evoluție practică. Povesteam că am început în 2020, când
fix ne retrăgeam cu toții către casele noastre. Iar lucrurile au continuat, au crescut, avem parte din ce în ce mai multe de colegi care își doresc să participe la aceste workshop-uri. Și spuneam iar că este foarte, foarte interesant faptul că nu suntem închiși, nu avem doar doi traineri sau facilitatori. Adina este parte din acest proiect sau a fost mare parte din acest proiect. La fel și eu am livrat foarte multe dintre workshop-uri, dar suntem foarte, foarte deschise pentru tot ce se întâmplă ca și interes manifestat în a veni în echipă și în a ajunge în postura în care să împărtășești cu ceilalți cunoștințe sau să facilitezi evenimente, nu doar să fii de partea în care primești informațiile sau participi din rândul cursanților. Și asta este foarte important pentru a crea acest tip de experiență, este foarte valoroasă până la urmă, că ai posibilitatea să intri în astfel de rol, de a facilita sau de a susține un curs, cum spuneam, pe terenul tău, la tine acasă. Și chiar am avut dintre colegii și colegele noastre oameni care și-au dorit să facă lucrul ăsta și pe care i-am primit cu brațele deschise. Chiar vreau să vă întreb cum alegeți temele pentru workshop-uri și înțeleg că metoda e foarte democrată, un survey și lumea propune teme. Mai aveți alte planuri în direcția asta? Adică aveți alte teme stabilite pentru perioada următoare sau urmează să reluați acest sondaj intern? O să începem chiar, următorul workshop va fi pe Building Healthy Habits, obiceiuri sănătoase. Și va fi în colaborare cu un alt program pe care îl avem în GE, se numește Health Ahead. Un program tot așa global care încurajează un stil de viață sănătos. Prin programul ăsta noi avem acces la o serie de resurse, aplicații, webinarii, informații, suport pentru sănătatea mentală și sănătatea corpului. Iar la nivel local avem un coleg care este foarte pasionat de acest subiect și care organizează o serie de evenimente și acțiuni foarte faine, concursuri de tenis, concursuri de șah. Am făcut un city hunt la un moment dat, unde am făcut fiecare câteva mii bune de pași alergând după indicii prin București. Asta chiar e Da, workshop-uri pe teme de nutriție, ergonomie. Și da, temele le-am stabilit pentru anul ăsta pentru că am fost vrednice. Și iată, acesta cu obiceiuri sănătoase reluăm pentru că există o mare cerere, dar au apărut și altele. Și pe cel de nutriție l-am făcut în anii trecuți prin intermediul unei companii care ne-a facilitat și anul acesta la fel există o dorință de a relua un workshop de nutriție. Și ne păstrăm tradițiile, cel de 1 iunie, acțiunile caritabile de Crăciun. Da. Aveți o agendă foarte încărcată pe parcursul anului cu activități și îmi place că acoperă cumva și spectrul ăsta profesional, dar și preocupările personale pe care ar putea să le aibă orice coleg din GE Digital. În GE Digital există un buget pentru trainingurile tehnice, adică avem bugete serioase în fiecare an pentru trainingurile tehnice, adică oamenii care vin aici ar trebui să știe că fac și eu o serie de traininguri tehnice, dar și partea de soft skills este bine reprezentată. Bine reprezentată, exact. Avem grijă. Ok. Am povestit puțin despre proiectele voastre. Sunt curios acum în închiderea podcastului dacă ați putea să-mi spuneți mai mult fiecare dintre voi despre ce apreciați. Și îmi dau seama că comunitatea din care faceți parte sună foarte, foarte bine și proiectele chiar mi se par interesante. Alături de comunitate și de diversitate, pentru că spunea Atina, faceți de comunitatea asta există de foarte mult timp. Subiectul ăsta a apărut pe buzele corporațiilor cumva mai recent, dar voi la GE aveți o istorie de 25 de ani. Sunt curios ce alte lucruri apreciați la GE Digital. Asta pentru cei care poate ezită, nu cunosc încă suficient de bine organizația. Voi de ce ați ales să veniți în GE și ce apreciați acum în continuare în GE Digital?
Încep eu. Spuneam ce mi-a plăcut la început și spuneam că am simțit o chimie încă din momentul interviurilor, ceea ce na, e, chiar a fost foarte important pentru mine. Dar lucrurile chiar au fost, adică nu mi-am înșelat așteptările, deși știu că de propriile așteptări ești direct responsabil, dar chiar a fost un perfect match. Pe de o parte, jobul în sine pentru mine este unul foarte provocator, pentru că na, dezvolt cursuri de e-learning și mă ocup de administrarea unei platforme de learning pentru toate tipurile de cursuri pe care le ținem noi în G, atât pentru colegii noștri, cât și pentru clienții noștri la nivel global. Deci asta ar fi unul dintre aspectele care ar fi foarte importante pentru mine, dar trecând peste jobul de zi cu zi, că e clar că e important să fie motivant, am rămas cu aceeași impresie, poate chiar s-a mai accentuat în timp, faptul că oamenii sunt foarte deschiși, sunt curioși, sunt orientați către dezvoltarea lor, dar au grijă și de ceilalți. Și na, am tot vorbit de proiectele de responsabilitate socială. Și nu în ultimul rând mi-a mai plăcut ceva. Mi-a mai plăcut că aici, atunci când vrei să spui ceva, ești ascultat. Atunci când spui ceva, se poate construi pe ceea ce spui tu. Chiar dacă nu e chiar, na, poate nu întotdeauna spui toate lucrurile perfecte și e normal să fie așa. Dar faptul că ești ascultat, faptul că se construiește pe ceea ce spui tu și faptul că tu contezi, pentru mine este foarte, foarte motivant și tocmai de aceea se împlinesc aproape 5 ani de când sunt în G. Ok. Pentru mine este foarte important că pot să fac foarte multe lucruri pe lângă jobul meu de financial controller. Și odată ce am demonstrat că sunt de încredere, nu mi s-a mai făcut micromanagement. Și pentru mine asta a fost cel mai important. Adică oamenii se bazează pe mine, știu că livrez în timp și atunci nu a mai trebuit să fiu controlată. Asta de autonomia și spațiu e o chestie pe care e, cu siguranță ar fi o bulină verde și pentru mine. Da, îți oferă foarte multă încredere în tine și nu mai ești dispus la greșeli atât de mult. Când știi că oamenii au încredere în tine și se așteaptă să livrezi, chiar greșești foarte puțin. Iar pentru mine, per total, oamenii sunt cei care mă motivează, mediul de lucru. Faptul că am de învățat din ceea ce fac și din interacțiunile cu colegii mei, încrederea, clar, pe care o simțim, apropo de micromanagement ce spuneai, și faptul că întotdeauna există posibilitatea să îți pui punctul de vedere, să fie discutate anumite puncte de vedere, diversitatea asta de idei chiar se simte și e importantă. Vă mulțumesc foarte mult. Doar ca un reminder pentru cei care ne urmăresc, GE Digital e într-o campanie activă de recrutare și în link-uri o să vă lăsăm și mai multe detalii despre joburile și oportunitățile la care puteți aplica. Eu vă mulțumesc că mi-ați descris foarte fain cultura și atmosfera din companie. Și sper să avem ocazia să ne mai întâlnim și să mai povestim despre GE Digital și cu următoarele ocazii. Până atunci, acesta a fost podcastul Hippo.ro și ne vedem împreună la următoarea ediție. Mulțumim și noi de invitație!